Bună dimineața, colegi Colombofil. Astăzi facem un antrenament de 40 de kilometri la pui. Îi ducem într-o zonă foarte frumoasă. Este mausoleu. Este un monument pentru eroii din primul război mondial. Este o zonă foarte frumoasă și ideală pentru a elibera porumbii. Am oferit apă, mâncare. O să plecăm pe undeva peste 3 ore. Deci au timp să digere. Când mă voi întoarce acasă, trebuie să le fac curățenie. Ne vedem după locul de lansare. Acesta este monumentul mausoleu. Deschidere. Ia uite. Sunt undeva, cred că la 40 de kilometri. În timp ce îi lăsăm un pic să se liniștească, o filmez împrejurimile. Am vrut să ridic și drona, dar adie vântul și nu pot. Între timp când am îmbarcat porumbei, am văzut că astăzi mi-a venit și un pui de la antrenamentul de 20 pierdut. Am pierdut și guțanul celălalt, nu mai avut pe cel negru, dar l-am îmbarcat și pe el. Nu l-am mai lăsat, că oricum nu prea dura. De necaz că nu l-am mai avut și pe celălalt. Ia uitați. Ultimul este guțanul. Chiar bine, nu este nici frig, nici cald. Puțin norbăcet, dar nu au o distanță așa mare, să zicem că nu se poate. Sunt și vaccinați și de parazitați. La urmă, doar capul mai trebuie. Ia uite, s-a intrat cu 4 porumbei. E cam greu de filmat. Când bate și cu... Cam pe drumul cel bun, din câte se vede.
Mulți guțani am văzut pe aici. E o fabrică de asta. Ce le dă lor de mâncare pe acolo. Se pare că au plecat. Nu-i mai am în raza mea vizuală. Ne vedem acasă. Cum mai arătoată peisajul. Chiar merită să veniți aici să vizitați. Vă salut. Vă salut, colegi, cu un bofil. Am ajuns și eu acasă. Avem într-un efectiv de 25 de pui, 23 acasă. 2 pui, nu știu ce s-a întâmplat cu ei. Unul dintre ei ar fi fratisolul ăsta, iarăși nu a venit. Cel care s-abia se întorseseră. Și încă unul este acela de s-a întors de curând, care s-a întorseseră ieri la antrenamentul de 20. Văd că acum iarăși n-a venit. Asta e. Ce să le facem? Adică ce a venit de data trecută târziu și acum au venit târziu. Restul toți sunt acasă. Scuzați mizeria, dar n-am avut timp, efectiv. Azi dimineața am plecat, am venit. Restul, bine că sunt toți. Un antrenament zic cât de cât reușit, pentru că și au și plecat frumos, s-au dus direct spre casă. Acum nu știu cât de repede au venit și așa. Dar mă bucur că au venit. Au venit înapoi și fratisul ăsta roșu și celălalt. Dacă nu, asta este. Mai sunt și alte crescătorii care o să-i crească. Dar lotul meu principal au venit. Guțanul negru n-a venit, eram sigur că nu o să vină. Nu o să ține el după stol. Și nu prea vrea să zboare, dar el a și dus. Pentru că v-am zis, vreau să-i țin pe cei doi de i-am prezentat atunci, dacă pe unul l-am pierdut de acasă, al doilea s-a pierdut săptămâna asta, rămăsesem doar cu ăla mic negru și ce făceam cu el. Așa că aveam 2-3 să fac o cușcă. Așa rămăsesem cu singurul. Ce să zic, un antrenament reușit și mă bucur să vede că și-a făcut treaba și vaccinul și la sota și toate ce le-am făcut. Văd că au început să și năpurlească bătrânii, de-aia sunt toată tea pe nep în cușcă și e bine. Vă salut!